Cine câștigă? Florin Călinescu. Cine câștigă? Irina Loghin. Liviu Dragnea câștigă. Am aici câștigătorul. Liviu Dragnea, pariez. Câștigătorul este... Irina Loghin! L-am zis, bă, nebune! L-am zis! Manevră! Manevră! A venit aici! Doamne! Tănase, bă! Tă pup! Mulțumesc! Ăsta este pentru mine! Dă să te pup, mamă! Vă mulțumesc din suflet, Doamne! Dar ce primire mi-ați făcut! Nu aplaudă așa, mă! Așa se aplaudă, doamna Irina! Dați-mi voie să vă aplaud și eu pe voi. Pentru voi sunt astea. Doamne, ce minunat ești, ai umorule! De ce surpriză ați putut să-mi faceți, vai, să-mi dați mie premiul la o așa categorie? Auzi, sunt domnișoare la vârsta mea. Să vă spun sincer, eu l-aș fi văzut câștigător detașat pe Fuego, el avea șanse. Dragul de el, nici măcar n-a fost nominalizat. Bine, nici n-avea cum, că pe Fuego nu-l mai vezi pe online. Pe Fuego îl vezi doar pe stâlpi, pe garduri, în geam la farmacie. Dar chiar, de ce l-au pus în geam la farmacie cu fața spre afară? Că tot publicul lui e înăuntru, adică au greșit-o. Ce minunat ești, măi, Paule! Trebuie să recunosc că sunt surprinsă că sunt aici. Am câștigat totuși în fața lui Florin Călinescu, a Maiei Morgenstern, a lui Liviu Dragnea. Liviu Dragnea care, mă rog, după ce a stat în detenție, nu știu cât de domnișoară mai este. Oricum, eu cred că în detenție el mereu cânta piesele mele, în special Mai întoarce, Doamne, roata, să nu mai fiu tot eu fata. Era melodia lui preferată. Biau. Eu i-am urmărit câteva episoade pe canalul lui, de exemplu, uite, în episodul 25, domnul Liviu Dragnea ne gătește o rețetă numită China se află într-o ofensivă uriașă. Vă zic sincer, am mers să gătesc rețeta asta, am deschis frigiderul, dar n-aveam nici china, nici măcar ofensivă uriașă n-aveam. Și la episodul 7, domnul Dragnea gătea, citez, v-am mărit salariile și voi ați ieșit în stradă. Atunci eu m-am lămurit definitiv, cu el murim de foame și dacă e președinte și dacă e bucătar. Da. Înțeleg cumva rostul nominalizațiilor și logica nominalizărilor din această categorie, mai puțin pe cea lui Florin Călinescu. Florin Călinescu a trecut de la radio la televiziune, de la televiziune la YouTube și acum de la YouTube la TikTok. După părerea mea, domnul Florin Călinescu trebuie oprit din acest declin până nu se apucă de video chat. Totuși, sunt onorată să fiu nominalizată alături de Maia. O iubesc pe Maia și nu doar eu, o iubește toată lumea, e adevărat. Dar judecând după câte like-uri are la o postare, nu prea se vede asta. Dar doamna Maia nu pune preț pe astfel de lucruri. Pentru ea sănătatea este mai importantă, că de aia și face reclamă la clinica aia medicală, nu știu dacă ați văzut-o. Apropo, știți gluma aia care umblă printre publicitari? Ci că dacă nu te rezolvă Fuego la farmacie, ajungi la clinică la doamna Maia. În încheiere vreau să plec cu acest trofeu și să vă mulțumesc încă o dată, că sunt conștientă că pentru premiul ăsta m-aș fi putut bate cu Maria Dragomiroiu și credeți-mă că numai cu Maria Dragomiroiu nu m-am tras de păr pe aici. Să rămână! Ce minunat ești! Ai umorule! Mulțumesc, dragilor! Să aplaudă! Aia nu-i gușă, tanticu, e barbă. Da, e barbă. O întrebare, unde o să pui trofeul? Ăsta? Da. Îl las la Fuego, cam atâtea. Plus că eu tot cred că el îl merita. Eu zic că ăsta să-l pui în vârf de brad.
Pentru că tot vine Crăciunul. Ce frumos, da, ce frumos. Atunci... Deși aș împodobi odată bradul cu boarde, dacă îmi permiteți. Doamna Irina, doamna. Că e și o perioadă bună. Dar eu sunt mult mai bun la împodobit bradul de Crăciun în tinere. El nici nu prea a împodobit cu măicuța lui. Îi știm povestea. Depinde și aș măicuță. Cânta ceva de măicuță, aș găsi da, eu. Dar alți prieteni în afară de Fuego mai aveți, doamnă? Nu mai am, că am murit sunt, toți. Mai sunt s-au dus, săraci. Vă mulțumesc, dragilor. Noi mulțumim, vă iubesc. Doamna sănătate, doamnă, sănătate. Doamne ajută, mă duc la clinică, la Maia, pentru sănătate.